Salutare, salutare, bine ați venit la un nou live cu România Map, mai Alexandru. Asta e al doilea live care îl fac cu el, adică cu această hartă. Și sper să mai facem și niște nivele astăzi pentru colegii mei, în caz că fac și curse. Nu mă întrebați de ce dau cu ștergătorile pe ecran. Hai să luăm și noi o cursă. Mare, mică. Suntem la Constanța. La Pitești. Aici. Pe acasă, cum se spune. Păi ce este Bacău, Botoșanu, partea ăla? Ok, hai să mergem la Pitești, că e cea mai lungă, vreau cea mai multe experiență, cea mai... Cred că aici îmi dă cea mai multă, pentru că am gabarit ric și, uite, punct bunuri de valoare. Aici îmi dă decât bani. Eu au pe București cu autorul Hata. Am și greutate și dați cea mai multă experiență ca să cresc în level. Și ai și una de tone. Cu ăsta nu prea să meargă, ai. Unde ești? Tot în fața mea? Ok. Cursă transport 7000. Mi-am băgat în... Nu-i bine să fac eu acum, dar... Păi și unde e? Spate. Hai 228 de kilometri. Nu știu, or. Dacă s-o duce pe fundal, nu pare rău. Aia e soarta. Cred că este vaporul de la Constanța aici. De obicei, eu știu că în real l-a scos. Am fost acum. Pentru cine e mai mic de vârstă, înainte când treceai în moșul priză pe acea locație, pe acolo, pe tână, aproape de mare, erau tunuri de alea imense, de apărare, cum se spune, ca și pe alea. Nu?
Mamă, ce greșeală am făcut, i-a zis noi așa. Trebuie să de cai putere, 320, asta e capul meu. Abia o să urci. Ce ai zis, o oră cursă, cred că fac în 2 ore. Hai, urc. Să bați aluzia jocului? Hai să spun acum. Schimbătorul, stânga-dreapta, l-am pe padele. Eu dacă dau acum să schimb pe dreapta, îmi schimbă cutia de viteze. Deci asta e făcută un update de aseară. Deci efectiv, papa. Deci, ce sunt pe automata simplificate? Deci dacă semnalizez, efectiv, ori schimbă, ori scade, depinde, stânga scade, dreapta schimbă. Vește dreapta de viteză sau scade. Ce oare ai făcut? Ce a făcut ăștia? A umblat ceva la un arbitru de aseară, a stricat tot. De așa că oricum, dacă am scos traficul, nu am mai rost să semnalizez. Da, 120 ai pentru mașini mici. Ia 120 în curba asta, să te duci înainte, nu fac. Aceea, în față la 5 de metri, a apărut stânga sau dreapta, înainte nu era nimic, era câmp, papa, bucățele. Dar dacă a postat imaginea, înseamnă că a scăpat cu viață.
Voy a poner solo como l'ora 1000 km per ora andò su te, volevo 4 ore, hai mai scadere con la differenza di uno per chassi, mamma mia come adesso, mamma cazzo. Siamo là che abbiamo c'è traffico papà. Ma non continuo a fare le corde come mi piace e lo continuo a fare ah. Bene, che modo la bocca riesce, ma dopo andiamo mai su. Papà. Non è mai fare. E non c'è una vuota. Ah, boh, frate, c'è del cielo, merda.
așteaptă, se așteaptă să prind. A, 8, 6, uite așa, nu 6. Avem dealul ăsta, în realitate, dar numai când vin. A, du-te, bă! Am rămas aici? Numai când vin din co... Când vin spre Cernavodă. Eu am rămas aici. Păi cum eram la 4-4, că nu mai știu. Ia uite, merge mai rapid cu spatele, o cam e așa și ăla. Nu pot să urte ala, mă? Nu, e direct la acolo. Patru și doi. Treaba ești cu a întâia, trebuie să fii, du-te, dracu! Și de cu a întâia. Accelerezi cu spatele. Bă, du-te, bă, de aici, bă, dă-i mă în față, bă, că mergi. Nu vrea. Păi dacă nu vrea, ai. Păi. N-am ce face, să mă mut cu camera zero. Thank you.
Și are probleme cu schimbătorul. Dar și dacă are și treapta, unde ce ea mea pentru treapta trezorul? Da. Eu acum de la cuburile trebuie să am 70. Asta că schimbă vitezele și trebuie schimbată vitezelor, nu-ți bagă 5, 6, 7, bagă 3, 7, 9, ai vreo. Mie cineva aseară, e de la Euro, a făcut ăștia la ambit, pot cacao, exact. Nu știu cine mi-a dat mie like. Mi-a scris un salo măcar. Nici pe ăsta nu-l urc, fii atent, nici pe ăsta nu-l urc. La șaptea, ce să urce la șaptea? O, oh, salut Valeriu și Dima. Salut. Bine ai venit, mersi de like, mersi de like. Să mai urce. Ha? Serios, urcă? Păi ăla lantul din spate a fost mai puțin de cât ăsta abrupt. Bă, ce logică are joc. Ce gaz, gaz, am 320 de cai putere și ăsta are 61 de tone. Locomotiva. M-am rupt. A trebuit să-l în spate, undeva mai în spate, să mă duc până la urmă cu camera 0, să urc dealul, că nu urca. Și merg cu 50 la oră. Am făcut 40 de kilometri în 23 de minute, cred că, sau ceva de genul. Eu nu țin minte ca în Cernavodă să avem atâtea dealuri. Sus, jos, sus, jos. Eu nu am văzut în viața mea așa, mă. Decât unul sau două, nu 15. Nici n-am, deci de la benzinărie aia a început Calvaro. Eu nici n-am trecut de Cernavodă, aoleo! Asta este în sugeratorul, te duci la Dan Clisi, te duci în Mecidia, te duci în... Nu, mă nesc, asta e? De ce am apăsat, mă? Aia nu-mi contează acum ce să mai fac. Încoace, dacă o iei, te duci spre Dan Clisi, în zona asta, nu? Cam azi bine? Dacă te duci pe partea asta, este Borcea, alea, la mine, așa, și ori pe la...
E pânzora. Nu prea știu toate, nu știu orașele pe acolo, nu m-am documentat. Nu știu un singur lucru. Sunt la Cernavodă și trec podul. Și unul al treilea. Alea din dreapta mea e cel vechi, care a fost construit de nu știu cine, 56, 57, îți pare. Asta era nou, care a fost construit în Pe telefon. De-aia mai am luat-o peste. Dar știu că în realitate nu e barieră. Treci doar. Te ia rău, te ia la, te ia poza.
de-abia este să trec manual. M-am plictisit. Asta. Nu știu ce să schimbe vitezele. Kilometri jumătate de oră. Nu ceva. Deci mi-au o oră jumătate. Desastru. Plus minus. 10 minute. Bă, dacă ești la 11, prinde, bă, frate, 70, un fel la oră, că mă strâng să asperez. Ești în linie dreaptă, nu-i urci, nu cobori. Strica cu de la seara. Rău de tot. Așa, vezi. A, știu că am 61 de tone în spate. Ai, dar totuși 80 o prinzi. În linie dreaptă prinzi. Ar trebui să mai te oprești la 60 de tone, mai de frânele.
bifurcație și aici la trenul sus spre Călăraș. Alo, de mai față puțin. Ziua, n-am băgat de seama. De obicei, mai era 500 de metri care asta, nu? Bine. Stânga Călăraș, în dreapta Slobozie. Noi mergem spre București. Tare curios dacă a băgat pe hartă, dar nu cred că a băgat. Cumva în dreapta, prin silos ăla, dar nu mai așa, mai așa încoace, o fermă de pui și de porci. Și undeva prin zona asta, să zicem, aici s-a băștit o dată o sicernă, s-a explodat, dar asta nu s-a dat, știi? A fost mușamalizat de primarul. Primarul ăla care a fost aici. O știre, un video, să zicem, cu TikTok-ul, care a fost la parte de o companie americană, desigur, cred, și guvernul american, deci și republicane și democrații au votat în unanim. Dacă nu ne dai nouă compania, o vinzi nouă, disparte pe piața USA, adică toate 170 de milioane de persoane care folosesc TikTok în America, se șterge. Au la dispoziție până la finalul lunii. Ei au făcut asta pentru că noi postăm orice pe TikTok, orice, o pisică, un trandafir, un OZN pe cer, ceva de genul. Și ăștia au fost de acum republicani și democrații care se, tipule, nu se pupă între ei, cum se spune. A fost de acum un acord să mușam, adică dacă tu fie de acord, dacă tu postezi un videoclip în care un senator, nu zic asta acum, ce s-a întâmplat acum, un senator la americanii cu pistoale, cu asta. Pac, pac pe cineva, da? Pac, pac pe cineva și îi zic că nu, că n-a fost, n-am făcut pe niciunul pac, pac, dar este filmat și pus pe TikTok. E dovadă acolo, se șteargă toate dovezile. Vor să șteargă toate dovezile. Și am înțeles că în Europa ar vrea să-l interzică la noi pe aici. Acum de văzut. Îți ia practic dreptul la libera exprimare și la tot felul. Oricum din alaltă Uniunea Europeană.
Caute, cum am vorbit, cum s-au dus kilometri în momentul ăla, am 84. Opa, de mână. Nu să mă scapi, dar ține mână. A, de ce pot să țin mâna stângă și mă scapi? Pentru ce vă cu dreapta asta? Un boier. Mă la cotul pe cotier, cum s-a spus, la scaun. De gaming. Dau strâmb, mă doare coloana câteodată. Aoleu! Fac mutare, dar nu știu cum să fac acum. Trebuie să fac o reinstalare de Windows când mai merge ceva. Mai nu știu, am un bar. E mai bun un SSD, un M2, o două M2-uri. Bine, M2-uri sau SSD-2? M2. Ce frumos se vede afară pe așa, pe zona asta. Că na, am doi prieteni care joacă fără și unul joacă așa, al Tomi, logistic, și unul Tomiță joacă ori așa, ori invers. O să vede frumos în auto. Și uite, se vede planete față, un avion sau cineva să astea ce cu un aeroport. Am văzut o topel, mă? A, baza RNA 2 pe te stânga dreapta. Una așa, una așa, pom pom, una așa, așa, sunt planete Cipru. Nu, de fapt, ce nu strălucește, planetă, ce strălucește e stea. Deci de cât tona ai planetă, de câte văd pe aici.
Adică ce are treaba că nu mă vorbește nimeni, că stai așa de unul și pe autostradă și ascult muzică, n-am nimic. Ce? Bă, ce? Alo? Cu spatele poți să dai? Cu spatele nu mai pot să dau. S-a blocat unde? Aici? Bă! Podul ăsta e mai jos decât locomotiva. Dă-o încolo de treabă! Unde ești, mă? Aproape de București. Trebuie să fac o poză, să-i trimit la asta.
Păi ce pui mi face? Alexe, te mănânc, băga mea și ciorul. Bă, te mănânc! Dacă e Mihai aici, chiar nu s-a pus. Uite, m-am pus să trec acum. După ce a... Na, s-a scos de acolo. Bă! No, e bine așa. Eu am venit cu viteză și m-am făcut praf. Bă, eu sunt la profil nou. Și cât costă aici? La 100? Mai urcă? Vedeam puțin salvare din spate, dar... N-aia. Dar să nimerești podul. Mai bine.
Ia-o-te-l, ia-o-te-l, bă, gamiaș. Ia-o-te-l, bă, Arpod. Arpod. Bă, du-o încolo de treabă, bă. Eu ce fac, mă? La sosii, de ce dracu fac? Haide, mă, ieși. Ieși, mă. Corea și de ăsta, Lanto. Ce atinge, nu de asta? Uitați, atinge! Cât, mă? 5 metri. Și eu cât am? Ai mai de 5 metri? No, nu, nu înțeles. Este o cucă. Salut logistic, salut, bine ai venit, mersi de like. Nu cred că întrebe mie like-ul, că se supară la ora asta. Vrei să vezi ceva mișto? A, că nu cred că mai vezi acum, dar... locomotiva pe tronsonul București, aproape de intrare în București, nu încape sub pod. Deloc. Să iei cu platformă joasă, că asta are rost mare. Dar altfel n-ai cum. Deci are mai mult de 5 metri, are 5 metri și 20 de centimetri sau ceva de el.
Mai ce nu spune că este generatorul sau ceva? Băi, intrare mai așa. Ai întuneric, știi? Eu și pe întuneric nu pot să... Tu vrei să spui că eu trebuie să parchez invers? Eu n-am selectat, mă. Nu-i ideea de selectare, a? Pot așa, nu? Dacă pot cu fața acolo. Păi eu n-am văzut mașina aici, mă. Că m-am uitat pe... Bă, du-te, bă. Băi, și parchează pe asta. Mă rog, că se vor rățele din spate, ca altfel. Care din spate? Cu level 9 unde băgăm? Eu zic că ori băgăm la ADR-uri. Ce mai am aici? 3 clase 4 solubili, substanțe toxice. Dacă bag aici, e peste 1200. În fine, mai face 1200. Așa că punem la bună de valoare. Hai să mai luăm una mică. Păi unde sunt acum? Între... Sunt Giorgio sau... Băi! Unde stai acum? Stai decembrie, Bragadierul. Unul dintre în astea două să selecteze. Dacă iau de la 1 decembrie... N-ai nimic. Bragadiro. Mamă, 600, bă. Îmi iau 4 ore. Eulelelele. Mari, bă, mari. Uite, o dată de Buzoașilor sau Craiova. Bucureștiul ce are? Arad. Răștie. Are Filiaș. Apoi la Drajna. Ok, cea mai mică și cea mai mare. 16.000. Da. Cea mai mică e afumați. Cred că e o pasă de Craiova. 400 e mult. Dar că nu știu să mă... După ce te pune să te întorci. Sau...
Ai problemă, uite aici. Te pune să mergi până la mama dracu. Pomul să te întorci aici. Pentru ce? Nu e dublă continuă, nu? Nu e, uitați, nu e continuă. De-abia acum e linie continuă. Sau din spate de acolo. Ce bizise, bă? Ce este? Nu este aia și puțin nici un bine. O reparare ceva, nu? E să repare camionul, mă, pui bine. Câte oare? Dacă dau tot, 1000. Mă, nu-i mult. Dacă dau așa, e 6000. Sincer, aș repara cutia de viteze. A? De locuire 1000. Aș înlocui ceva. Aș înlocui roțile. 5000. Păi dacă e 5000 înseamnă ca să... Nope. Cât costă, bă? Mi-a pare 10.000 de aici, aici că 1.000. Ce e? L-am luat uzat, oricum. Ce aș... schimba la el? Ar fi roțile? Nu, no, dacă schimbăm la el, e 1.000. 1.000. 4.000. Total. Nu știu de ce mi-arată așa. Uitam, 62.000. Hai, mă, facem și șmecherie. Luăm asta. Dacă e 1004, ia să vedem. Ok. Aici e scump. 2000. 15.000. Mi-e pare 1004, dar de ce? E asigurare, bă. Ok, ajunge, cred că... No. Poate merge mai bine acum.
Are la Chișină, Chișineu. Ai de cap. Era mișto, nu? Contul pe asta. Asta să și fac un lucru că deja m-a exasperat audio de jos ăsta ăsta vreau să mă bipăituri bipăituri ok o să facem o scurtă pază de nu știu un minut două și revenim. Așa, am revenit. A fost pauza de cafea. Dar din câte mare cursa.
E Malaga e adesso il De Marorco. Non Craiova. Siamo placati aici, prima corsa, Infernala, buona aici. Vamolo un po' rimattare. Dacă semnalizez, nu știu mai viteză, fiți pac, dar nu. Da. Deci mi s-a schimbat puțin acolo GPS. Pentru că eram în afară. Parți. Salut, capa de simulation. Mațion.
Păi am luat cu camionul, deci mi-a dat pe remorca. Mamă, serios? Da. Ce am violit? Capul de oțel. Mă, du-te-l pe mine. Versiunea nouă de la hartă sau cea de acum câteva luni? Păi e ultima versiune care a apărut la România Mare. 1.49. O, nu știu cât. Scrie undeva pe aici, dar nu știu. Eu știu că e ultima. Aseară m-am uitat la ea, deci n-are cum alta să fie. Ok, am înțeles, credeam că a mai apărut vreo versiune, n-am mai jucat de vreo două luni și am rămas urmă cu modurile. Da, nu, este ultima apărută pe alu România, adică România lui Alexandru, doar că am nimerit vreo două nereguli la ea. Deci am cărat cursa anterioară, am cărat o locomotivă, deci una de tone, și n-am putut să trec pe sub unele poduri. Am făcut poză și o să îi dau, îi fac cu un etichet să îi răiștește podul. Nu știu ce înseamnă 5 metri, bi frate, 5 metri, dar mă pune morcă mai mare la cauciuc, adică remorcă cu roți mare. N-am cum să trec. Și asta e o posibilitate. El mai mult e axat pe zona vestică acum, pe hărți.
Sper că după update-ul minune la mulțime se meargă în continuare modurile, cu toate că mai că mulți zic că o să avem probleme. Am update-ul minune la care o să fie progresiv ce se întâmplă în realitate se întâmplă și în joc. O să fie cu probleme la început. Până nu facă niște update la placa video, ceva genul. Seama să joci cu un mod care l-ai testat acum în versiunea 1.46 pe 1.50, adică să fie compatibil pentru tot. O să fie crash-uri, bug-uri, multe. Da, asta o să dea persoanelor care fac shape și zorește că luna asta vine update-ul. Să pună nu văd cu ochii mei pe nimic. Da, bine, dai, nu știu dacă vine update-ul luna asta. Luna asta s-ar putea să vină Grecia. Înțeles ce e cu Grecia. Eu așa și pe atât sunt la fel în condiții de hartă. Acum vedem. Sincer, să fiu m-am de hărțile lor atât timp cât jocul merge din ce în ce mai rău. E drept că am și multe moduri, dar am un PC cât de cât decent. Păi, eu nu prea sunt cu modurile. Da, am prieteni care joacă cu moduri de Tommy acolo, sunt băiatul care a scris salutarea acolo, logistic. El cred că are peste 1000-2000 de moduri pe ATS și pe farming. Adică, da, încearcă tot felul de moduri. Eu nu prea am timp să le încerc pe toate. Am încercat la început, am încercat unul care îl spune kerosen. Deci, efectiv, îl spune kerosen și mergea în mașina ta, nu știu, 10.000 de kilometri fără să alimentezi. Problema avea că stăteai vreo 7 minute să alimentezi. A apăsat Enter acolo să alimentezi. Vedeți rolul. Active. Pe TS sau? Mamă, să ai spațiu, nu? Rulează ție ATS-ul la 400 active, nu dă niciunul crash cu ceva. Terabyte are SSD-ul tău.
se vede ca... Ok, game engine-ul nu mai poate să ducă. Opa, ia, nu se mai ia. Este tare greu când jocul rulează pe un singur CPU. Aoleu, vezi că ți-l rupi în două. Mai scapă din ele, că nu se știe. Bine, dacă e nou. Trebuie să fac curat în profil, dar și cu vehiculele. A, da, asta le ne-am pielat. Mie mi-e lene să spăl vasele, îți dai seama. Cu cale ferată. Mă mir că nu trece trenul. Sperăm ca noua update să aducă îmbunătățiri pe partea de performanță a jocului. Să m-am liniștit cu asta. Nu cred că avem parte de așa ceva. Mi-a adus în îmbunătățirea seară. Mi-a schimbat comenzile de tot. La joc. Eu de obicei semnalizez pe padele la volan, stânga dreapta. Și acum când semnalizez, ori îmi crește vite îmi schimbă dreapta, ori uscare. Eu sunt de la capăt cu setările. Da, se, nu știu, se retestează, se setează, pardon. Deci și de ieri, de dimineață, sau când s-a întâmplat, a dus tot. La alți băieți li s-a schimbat, sau de aia, Tobii ai tracker-ul și li s-a resetat Tobii ai tracker-ul. Nu mai erau configurațiile cum trebuie. N-am tubit, dar pot să zic că trackerii trebuie să pornești jocul de 3 ori ca să meargă o dată. Doar în ETS atât face așa ceva, restul jocul merge perfect. Păi, nu sunt optimizate, nu-i de asta.
cine înainte. Opa, m-a descurat în spate. Faci 18 milioane de dolari doar din jocul de bază, fără DLC-uri, fără pentru, te aștept să fii optimizat. Ce poți face 30 de milioane fără să faci o cursă doar te cam ai două. Soția de la muncă, spun la ziua, o zi bună. Ok, o zi bună și ție în continuare și ne mai auzim dacă e. Drumuri bune. Fără pană. Uita, azi este Mars Bucket la KFC. Nu fac reclamă, dar e. S-a pus bariera și nu știu eu. Ce drăguț, câte sensuri de turist aici am.
chiar nu știu ce să zic, rătură de la... Mamă, nu e așa. La mine e de făcut trei balize. Aia de apă și puse-i... Nu este girator. A făcut unul la ieșire din oraș spre comuna Modelu, pe dreapta de Eleman, pe stânga Dalclas. Dalclas este cred că cea mai mare specie din Europa. Bine? Nu știu dacă zis, nu cred că e cea mai mare, că e pe locul 4. Hai să fie locul 4. Așa. Și când ești din oraș spre strada Sloaziei, acolo e făcut dintr-un stâlpișor. A pus balize alea de apă. Nu cred alea. Tot? N-a fost. După ce mai pus la agricolului, încă una, tot așa, mai și mama lui. Alea de demană acolo e cel mai mișto făcut. Dacă vii într-o seară și nu știi că s-a făcut vin de 10.000 de... Vin de unde? Vin după alții ani. Și nu știi că este incinerator acolo. Pa, pa, e bine, urci așa și zbori. Ramp. Aici la mine în zona e unul. E bine că curge. Nu știu dacă mai flacără, pică, mai pică eu, dacă mai arde flacără, cred că aici sau grize, dacă a fost grize. Asta. Asta nu știu aici. Găneasa. Păi stai, ce? Mi-arăt un pod care s-a construit acum 10 ani? Sau că nu înțeleg. Stai că e cale ferat acolo. Altceva nu-mi dai? Eu cred că știu ne bate aluzie. Păi vedeți aia în fața acolo? Dacă așa dă neasta, du-te bă de aici, bă! Da, dar să-l descoper lumea asta, dar... Ce pâine a fost aia? Thank you.
stânga. Ceea ce se mai întâmplă? La pagii știa unde este grâu acolo? Se spune că grâul ăla este contaminat, că îl crește cu... O zic asta pe leu? Băi, să zic. Orare. Tone, orare. Dar sub aia bază este... bază secretă de... ceva. Aici n-am mai zis ceva. Și asta. Uuu, ce noroc am. Mai mică remorcă. Mă, ce de tâmpuri. Se știe podul la Brâi. O, să ai mai șmama. Avem 80 de kilometri! Ura! M-am plictisit, nu mă dea seama că dacă n-am cu cine să vorbesc. Că eu am... Ok, nu, no, i-am căs că e refrigerant. Cine-i mâna de volan? Am 24, nu mai simt nimic. Și cum o ție-i ăsta? Mamă mie. Uite și ăsta la mine, ăsta este la ieșire din motor. Că l-are și spre model, dar tot de undeva. Seamă că mai am și unul la ieșire din Călăroș. Pe scuzie, mai în față, la următor. Cred că este... Brico de po. Acolo când am format cine moară prima oară, vine un părinte, un popă din Slobozia, cred că a fost o slujbă, ceva, nu știu. Viteză pe el, noaptea sau ziua, nu știu, cred că era ora 11 dimineața. El n-a știut că s-a pus în giratoria. Băi, și l-a luat bără cu viteză, 95 ori. A sărit, a rămas, a aterizat tot pe patru roți, trei, cum s-a spune, cum s-a rupt. Și a construit o cruce acolo. Eu personal, ca zic, o să-l văd de vreme. Eu
Stai. Aoleu, 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 mamă, ce spirator îmi dădea asta acum, e că să mă restaur. Deci a băgat niște bombe. Nu uite rău.
și eu pe scaun. Distribuitor Mercedes a descoperit. Iveco, doi ce am. Vreau eu calcula să se arate carte aeroport.
Alo? Serios? Era acolo, mă? Nu, acolo, nu prea avem. Intrarea la asta. Oh, boy. Acolo. O să iau pe interzis că n-am ce. A, mă, du-te, bă. GPS-ul pe mult mapă, nu-i așa? Încă greșea la gara asta. N-am făcut level 10. Hai. Ok, băieți și fete, copii, copile, cei care au fost pe live și cei care o să intre după, mulțumesc pentru aprecieri, mulțumesc că ați fost alături de mine și ne mai auzim la următorul live.